De obicei, moda și tradiția nu prea încap în aceeași haină. Lucrurile moderne sunt noi, iar cele tradiționale sunt vechi. Atâta doar că uneori, oamenii se satură de reguli și vor să combine noul cu vechiul. Sau vor să revină la tradiție. Problema este să reușească cineva să păstreze acele tradiții pe care o să vrem noi într-o bună zi să le descoperim. Știți cum am reușit? Gemnicuța am învățat de la părinți. Când eram pe vremea noastră, nu prea era fată să nu știe să lucre. Atunci ziceai cât ce haine să faci, le lucri toată cea să pâncar. Așa zice, adică să le dă când te măriți. Știi? Și așa am învățat să lucru de mână, orice lucru de mână. După ce m-am recăsătorit, tot așa mi-am îmbrăcat toată casa, cu război, cu cusut, cu fel de fel de lucruri de mână. Am lucrat goblen, garnituri de șnur în bancă, cu toată familia. Eu cosam, bărbatul meu descosa cu copiii, apretau, în casă la mine, că trebuia să facem un ban pe ceva. Trebuia, că eu fost viața, a fost o sărăcă, am grea, familia a fost mai numeroasă și așa am început dragul. După am început să merem, după ce ne-am mai ușurat, am mai mers pe la joc, ne-o trăit costume populare și am început să facem. Dintr-un vorbă într-alta, am mai făcut și la alții. Și a ieșit un ban în plus și am prins drag. Și-s cunoscută, și-s mulți artiști, și-s mândră când îi văd îmbrăcați în costume populare. Lucra ce de mine și văd că s-a apreciat ce, ești cum mai tare vine să fac. Și, na, cam așa s-o determinat. Și așa, la bătrâneață, cum nu poți nici lucra lucru greu, așa ne stând cu acu, parcă e mai ușor. Dar faceți de 50 de ani? Cam, da. Lucrul de lucru, da, de când eram copcilă, dar cam de 20 de ani de când lucru costume populare mai serios. Uh-huh. De atunci, trebuie să merem în Germania. Dar cum ați ajuns să treceți la etapa asta cu costume populare? Păi trebuie să merem la, am fost invitați în Germania cu jocul la Hanovra. Uh-huh. Și soțul meu nu aveam costume. Să tot mergi să-și iei, nu-ți dă nimeni. Am început și ne-am făcut. Am fost duși de la București, de doamna Speranța Rădulescu și ne-a apreciat costumul făcut de mine. După am început și am mai tot făcut. Păi era pe care-i dispariția așa costumul popular. Și fiind asta la oraș atâta, n-am mai păstrat cămășile astea tradiționale. Și trebuie neapărat să merem. O mărți la cineva să capete cămeșă ca să am, mă băga motive ca așa, și în câteva nopți ne-o cusut-o și ne-o pusă lapă. Mergând acolo, am mers că doamna Speranța mai are de folclor și de tradiții. Când a văzut cămașa, și ne-a făcut-o, nevastă mea. O apreciat-o. Măi, da, vă spun, așa era vreme bună acolo, când au fost 170 de, nu, nici nu mai știu câte țări au fost, fiecare cu pavilionul lor. Și pe când intram noi românii, acolo cum era, aveam un alb-negru cam așa, și cum era soare, și merem așa, că am fost vreo 3 perechi și cu muzicanță, cu Emiluș de la Gherla am fost. Și mergeam așa printre oameni, așa frumos să vedea de numai. Vineau nemții la noi și numai făcea așa când. Și îi arătam, că nu știam să vorbim, nu prea le avem costume. Le arătam la cinci, pe ora când spuneam să umple pavilionul. Erau și duși din România care știau să vorbească un pic. Dar a fost fain acolo, la Hanovra. Da, costumele noastre sunt mai, acum sigur o să-mi ziceți că sunt mai frumoase ca ale altora. Dar de ce? Nu că sunt mai frumoase, nici mai dragi. Nici mai dragi. Da, sunt o zona ungurilor. Au niște costume, vreau să vă spun, că nu știu cum le ține mâinile în spate, numai din mărgele, grele, așa, că eram o dată în Ungaria dusă cu niște de la Mera, de așa, cu niște ungurești și trebuie să stai îmbrăcat așa, face eu numai poși, nu mai suportare de greu costumul.
Fiecare țară are tradiție și frumusețea lor. Cămeșile bărbăcești la noi se cosa cu mărgele. Era și cu arniș. Și arniș cu ață, cum s-ar zice, cu ață colorată. Dar gazdele purta cu mărgele și erau împărțiți, împărțiți. Noi era care era mai bătrâni, o țâră mai purta mai cu alb. Când era mai tineri, purtau mai colorat. Și așa, așa s-o purtat la noi. Cu mărgele, cu arniș și bătrâni alb. Cămășile albe. Albe, cu sucetă cu alb. Alb cu alb și cu model, cu florișele, alb cu alb, care era oamenii mai bătrâni. Atunci nu mai purtau colorat. Uh-huh. No, femeile mai cu negru, dar când erai tânăr, era cât de colorat. Și model, așa ce nu îți plășea să nu aibă nimeni, ci să și mai deosebit, mai cosai pe ascunsul. Iarna, pe ascuns? Păi eram fece, eram... Și când am fost foarte, eu chiar am purtat mult costum popular și mai erau câteva acolo la noi, în Poiana Frăță, că eu de acolo, tăta și în comună, și mai era una care era mai de bași așa și lucra așa, păi ne ascungeam. Prima dată să și tu cu modelul respectiv. Să-ți fure, să... Să-ți fure modelul. S-a pus să-l scoți prima, să ce îmbreșcă și apoi după așa că îl mai degeai. Nu era bai mare. Nu da, era bai mare. Nu se poate fura așa din ochi, că te uiți la ea. Păi mai, să știți dacă că... Dacă ești priceput. Da. Eu să acum fac parte din Asociația Miștilor Populare. Nu-mi prea place să copiez pe nimeni. Și gândești că nici nu-mi place să întreb că îți spune cineva și nu spre. Dar mă duc, mă uit și viu acasă și fac, încerc. Să-l recreez. Sau costume foarte vechi. Vin anumiți oameni de până sat, că le găsesc, mor bătrâni, rupce, rale. Nu-ți trebuie, nu vezi, dar încă o să văd. Și mă uit după modele vechi și mai pui și eu ceva, că nu pot să merem tot după ele sută de ani. Mai le îmbinăm. Oare și înainte făceau oamenii la fel? Deci nu se copiază nu identic se copie. Ca și nu. Cum ar fi Nu merg ca în fabrică. Nu. Nu, le faci, fiecare își face după gustul lui, după cum îi place. Și atunci cum se creează specificul unei zone, dacă lumea le tot schimbă? Păi, știți cum, la noi în zonă e motive florale. Uh-huh. La noi asta a fost specificul cu flori. Deci e ceva, zona de câmpie, un element mare, care este specific pentru o zonă, dar atunci fiecare face floarea galbenă sau mai multe flori sau nu, mai așa, le mai combin cum utilul cu plăcutul, cum zicea, cum să și e frumos, să și e frumos, culorile vii, la noi suporta culorile vii, la noi nu a fost mohorice, nu a fost negru și cu dealea, la noi a fost culorile vii. Dar ați putea spune în funcție de modelul unei zone, dacă oamenii acolo sunt mai veseli sau mai triști? Sau... Păi da, cum să spun, cu culorile vii merg la sărbătorile, să merg la sărbători la biserică, cum era la Paști, la Rusale, cu imeșile când mai înflorate. Normal, când aveai, erai mai... O viață mai tristă, luai mai... Sau după ce treceai, că până erai fată umblată cu anele colorate, frumoasă, după ce te măritai, nu-ți mai permite, nu ce mai lăsa socra, că băcea din gură mărunțăl ca să mergi prea colorată. Intrai mai la maro, mai la albastru, mai și pe cum îmbătrânești, aveai copii, trebuia să te mai... La culorile mai domole. Mai, adică negru. Negru și maro. Negru și maro. Cam așa a fost, sau cu un pic de auriu, sau așa. Aveai voie la auriu după anumită vârstă? După anumită vârstă, ea luă un pic. Ce reprezintă auriu? Păi, totuși să iasă în evidență un pic culoare, să nu și amucear ca la mormântare să zâșe. Nu, adică de ce meriți auriu după o anumită vârstă? E adevărat că e culoarea aurului? Da. Eu zic că dau o notă de eleganță, într-un fel sau altul, știți? Era... Deci fetele n-aveau aurii? Nu, fetele cu roșu, cu... No, colorație. Și după aia o notă de eleganță, să nu știe ce ar negru gol, mai pune ceva acolo. Era fel de fel de gusturi. Îmi pare rău când văd că să...
nu se mai pune așa, am început iară să se pune, să se pune baza. Într-adevăr, acum au început să revină și să aprecieze lucru manual. Adică de unde vă dați seama de asta? Păi eu fac costume și văd că vin și niște de pe munce și cear, cum să spui, domn cu pregătire, oameni cu pregătire, cu școli mari, care apreciază un prosop făcut de mână, care apreciază cu cămașă frumoasă, cu sută de mână. Le apreciază că le plac? Că le place, da, le și portă, să știți că le și portă. Da? Și care am... nu sunt cântăreți de muzică populară, da. Sau, da? Am vândut, am făcut costume și în Londra și în multe țări de astea, în Spania. Uscă la numice sărbători se îmbracă în costum popular. Pentru cine? Cine pentru români, români plecați acolo. Plecați acolo. Și așa cum sunt acestea, da, pe care le faceți. Deci nu e o cămașă mai normală, așa cum se poartă în ziua de azi, modernă, cu motive florale. Da, am făcut și așa. Să știți că am făcut și așa. Că le-a plăcat că, cum îți la bărbați, le bagă în pantaloni, da, cu cureașe, adică să elegați. Da, tradițional și modern. Da. Dar îmbracă și din acestea, da, ca acum cu croiala de acum. Cu croiala 100, de 100, 200. Bine, mâine ca un pic mai largă, ca să apară, dar totuși să nu știe nici chiar cum a fost. Și la evenimente deosebite, când se duc la biserică? Da, când se duc la biserică, când e sărbători, o să se îmbracă în costume populare. Eu am apreciat treaba asta, să știți, și m-am bucurat că am văzut. Și acum am fost la Cluj, la un târg, a venit o doamnă comandat pentru nepoțică, că-i ziua ei, e costumaș popular, pentru bocezuri am o iară, copiii îmbrăcați în costume popular. Am făcut cămașă de mire în Cluj, a venit un domn. Și am gândit că vrea să îi cântăreți, n-am știut. Și bărbatul meu zice, cânți? Nu, zice că am nuntă și mă îmbrăc în costum popular. Uh-huh. Am rămas... cu mărgele? Nu, a fost cu sucoață. A fost cu sucoață, da. Și pe material, așa colorat, frumos, după trebuie să-i fac și la nireasă brâu. Cum pentru fost, roche? Pentru roche, eu zic că și-a făcut ceva roche mai modernă, nu știu cum, și cu brâu ca la bărbatul sau, ca și deci chemeșa, o combinație. Da. Și au un copilaș, i-am făcut și la copilaș costum de un an, e copilaș, sau 9 luni, tot ca și la tata său. Am fost curioasă că o să-mi puie pozele pe Facebook. Dar la ce din străinătate cum ajungeți? Adică de unde îi cunoașteți? Păi vin, că vin în țară. La acasă. Acasă, ba, au neamuri, ba, le trimitem prin curier rapid, am făcut în Italia, am trimis acolo prin curier rapid. Și cum vă cunosc? Pe internet. Pe internet? Pe internetul ăsta, cear, e o minune mare. V-ați făcut pagină de, da, Facebook? Da, mi-a făcut fata pagină de Facebook și acolo numai vezi că sună, le trebuie. De e când bine. Aveți? Un an, doi? Ba, am mai de mult, cam, da? De vreo trei ai. Am de vreo trei ani de când mi-o deschis pagina internetul, am că am fețele în Italia și vorbim fain cu ele acolo și noi. Și ați observat așa de la o etapă la alta, de dinainte să aveți pagina de Facebook? Da, da. Până după? Până n-am avut pagina de Facebook, merea așa că îmi fășeam, vedea cineva, îi plășea din om în om. Dar acum, cum se pun pozele acolo, le din văd, dar văd din toată lumea și ce apreciază și nici că ești mândru că vezi că lucrul tău e apreciat. E o mândrie pentru mine la vârsta mea. Vă spun sincer că chiar e o mândrie să văd că se apreciază lucrurile care le facem. Și un timp am cusut, pot să zic că aproape le-am aruncat că le-am dat la țăgani. De ce? Nu mai fă moda. Nu mai fă moda. Și atunci făceai și la buș, și la ferești, tă casa tot cosai și cum e cum să știe mai împodobită. Îmi pare rău, am început să le fac din nou, că îmi pare rău că le-am dat, că le-am prăpăgit, vă spui sincer. Dar asta cam când era, în ce an? O 90? Păi, prin 80 și ceva, atunci nu mai fost din moda. Așa, păi, oamenii de la magazin? De la magazin, pune acolo orice, numai să lucre. Mușărău îmi părea după ele. Erau și mai ieftine. Da. Dar acum nu, acum iară. Și mai de plăie. Moda asta modernă, totuși, ce părere aveți? Vă place ceva? Nu știu ce să zic, îmi place. Nimic? Îmi place mie și îmi place, dar când
Nu știu. Nu, nu. Că vă îmbrăcați cu haine normale, nu umblați toată ziua în costum. Nu. Bine, îs frumoase hainele astea moderne și de tot ce, dar când vezi că deja tinerești aș depășesc bunosință, așa că așa goi, așa. Prea scurte, prea dezbrăcate, prea. Materialele, vi se pare? Materiale, să știi că nu sunt. Materiale cam greu găsești la costume populare de bună calitate. Așa, și foarte greu le găsești. La Pașcani este o fabrică bună, unde e bumbacul. Dar cum să fie pânza? Să fie de bumbac, să fie țesătura dreaptă, să nu știe codiu și să poți să mergi să coși pe el bine, să nu iasă. Am luat din mijă culoarea. Am luat mărgele, le-am spălat, am cusut cămașa să trimit în Chicago și când le-am spălat, s-o decolorat albastru tot. Gen, n-am mai știut ce să mai fac. S-a stricat să cămașa? Păi am stricat și iar i-am mărgele și cosă. No, dar acum le știu să le aleg, am lecuit, dar nu este chiar așa de bună calitate. Asta e. Cât lucrați la un costum? Depinde de model. Și de cât e încărcat în model și dacă e cu mărgele se lucră mai mult, dacă e cu fir, nu, dar o lună de zile dacă îl iei întreg, deci cămașă, pole, cătrință, vestă și trebuie și polele cu suce pe jos, mai ales la cântăriță și de muzică populară, la fetele astea le trebuie încărcat și cât de, uitați cum îi sesenea, e mult de lucru pe ele, nu, la asta încă e grea de mărgele. Nu, dar asta e comanda, așa le place și... Dar nu lucrați toată ziua, bună ziua? O oră, două pe zi? Ba, păi, să știți că lucru, am noroc că sunt îngăduită de bărbatul meu, că el face tăcehele și eu stau de lucru când am comandă. Da. Nu. Știți ce vreau să vă spun aici? Dacă nu-i înțelegere, nu se face nimic. Și când vezi că se face pentru familie. Orice fac eu altceva, ca ea să-și poată realiza treaba. Și fac. În mâncare nu prea fac așa, nea, că nu prea place să te rog, fac acolo. Dar restul pe afară, tot bine. Tot absolut. Multe și... ia la un costum. Păi depinde de model. Dacă e model complicat, eu ia mai mult. Dacă e mai simplu, merită. Dar vreau să vă spun că uneori lucrează prea mult. I-am spus de atâtea ori că prea, dacă se scolă la 4 dimineața și numai când cu și la mâncare, pune acolo și lângă mâncare acolo atâi să mare. Am zis că e cam mult, lucră prea mult. Dar e drag, n-am ce-i face. Dar când se apucă de un lucru, vreau să-l termine. Să-l termine. Și place să, mai ales când vede că e plăcut lucrul ei și la altul, atunci e mai satisfăcut. Și pe eu îi dau curaj. Ce să fac? Dar ne înțelegem foarte bine. Dacă ar să înțelege toată lumea așa. Că numai prin înțeles faci tot ce treburile. Când ne-am făcut la o altă, una am lucrat. Și păi stăm nopțile, vine un prieten, un firișor de ei. Vine în povești cum se mere iarna și vine cu muiereța, mai pipa muiereța. Muiereța cu țigări, eu cu el, dar făcea atlas, îi spune un fel, formă de garnituri, de masă, de scaun, de fel de astea. Și apoi noi eram 5 cu copii cu tăți. Fiecare aveam lucrul nostru. Tăți lucram și ei mai câte un pahar de ginar, fac stat de povești. Când a venit într-o seară, face verișul, zic, da, aici la casa asta chiar să lucrăm. Băi, dacă era copii, dar era copii și sub 10 ani. Și aia aveau meseria lui. Mă, ori pe ața cum era cu sus și nu la pă. Ai dumneavoastră copii? Nu știu, da. Și le dădeați de lucru. Ce să faci? Și s-au învățat așa la mine, nu a fost. Că tot mai mă supărau copiii pe mine, că nu-i lăsam pe drumul din sus, știi, să jau. Și acum, fetele, mai mult au învățat să de la mama sa. Face, știți ce mândre suntem când vine cineva și ne întreabă cum să face, cum să lucra aia și știm să-i spunem. Și femeie mai în vârstă. Deci asta a fost că nu la discotecă, și discotecă. Le lăsam și ziceam 10. Hai, îngăduiam la 10 rumă. Când vedeam că nu-s după ele. Mereu mă stau după ele, le aducea. Și la lucruri.
Da, ne-am înțeles așa ca familie, ne-am... și toți copiii lucrează zharniși. Nu sunt nici unul să zic că și-o mers sau cum să zic, am tot sau meserie și să lucrează. Ați învățat pe cineva? Vreau să vă spui, fecile mele știu lucrătăce, că le-am învățat de mici. Că am lucrat și la o fabrică, la Berceș, a fost o croitorie și era un italian care să lucra un lucru de mână, să punea pe tricouri, pe costume de baie, pe fel de fel de lucruri, cu mărjele, cu tot. Și o lucra și ele și o prins drag. Știu, tot ce știu. Uh-huh. Acum este de așa din comună. Sunt niște femei tă ca mine, care au început să lucre cam comenzi și să mă ajute să le pot și onora comenzele, cam la formații. Și vă arătați modelele una la alta. Păi le dau deci că... Nu. Păi, cum să vă spun, am la formații de făcut și atunci trebuie să le termin. Și am o ceară... Am o ceară, anul ăsta au venit și n-ai ceva de lucru, că nu, ar face un ban, că e grea viața. Deja, bă, și-am zis aici cu 3 milioane pensie, 3 milioane și ceva. Nu te descurci dacă nu mai faci ceva. Și nici nu te angajează nimeni, că la o anumită vârstă nu ce ai nimeni înseamnă. Iar mai eu când mi-am deschis persoană fizică autorizată, că n-am putut să iau comenz de la primării, și mere treaba, mere bine, mere. Am făcut și Țigănești, am acum Ungurești, dar ce să poți, ne implicăm în orice și le facem și suprimem tăm vinitul ăsta, în nostru. Credeți că o să moară arta asta? După cum s-o luat, acum mă gândesc că nu. Cam o s-o pus bază multă. Să știți că sunt ce mulți meșteri populari în județ. În zonă nu, în zonă cam deodată singură, că poate pași până la Cojocna și până la Cluj nu mai sunt care se ocupe de costume populare. Dar mă gândesc că o să reînvie. O să reînvie iară, pentru că se pune prea multă, se pune multă bază. Am fost invitați, suntem invitați la anumite târguri de meșteri populari și ne-au zis din start, nu chiciuri, nu le trebuie cusuce la mașină, nici aplicație, cusut cu mâna tot. Cusut cu mâna tot. Cum coaseți o floare? Cum vă imaginați și pe urmă? O desenez. Imaginez modelul, îl desenez cu un creion, cum e pe negru, așa e pe negru, cu un, de culoare mai deschisă și merem și facem după gustul nostru, care e cum. Este un motiv flori de câmp, unde tăce culorile, frunză tăce culorile, flori de câmp, așa merg. Și desenim și după facem cu coața colorată, după când e la gata mai punem câte un punctuleț, câte ceva pe acolo, să arate cât mai aproape de să seamene cu flora. La este la alce care se fac în cruci, este să numără pe fir. Două fire, este asta e păstășir. Asta e cu sutură păstăfir. Se face cu sutură spartă. Fel de fel de cusuturi. Este cusutură cu brânel. I se zice, e un fel de cusutură cruce dublă. Dublă și e foarte frumos, mere mai complicată. Și depinde de cum... Da, tot șirul trebuie numărat, să știți. Absolut tot șirul. N-ai numărat tot șirul, nu-ți iasă modelul. Numai ce trezești că nu-i bine. Trebuie să fii foarte atent. Foarte, foarte atent. Vedeți, asta e tras fir și făcut cu spărtură, vedeți? Aici și păstăfir și... Nu, fel de fel, dantelă de mână pusă la ele, frumos. No, la chemișele de bărbați se puneau la noi în zonă, să zicem, urculaș, pe vremuri, așa se zicea urculaș. Acum mai broderia asta, care așa se pune la noi, la alte, într-alte zone se pune tot dantelă de mână, dar la noi asta a fost. Așa mai care cum, după gust. Eu sunt mulțumită sufletește că văd că nu ne mai ieși și ne avansamă lucrurile. Ne mai ieși și ne avansamă și asta e bine. Pentru că românul cu lucruri de mână și românșile și-o îmbrăca ca asta.
să țese, să cose, să război, de absolut tot. Mamile noastre îmbrăca că ce țeașe copii, din fus, din furcă și din tăce binișor. Și-a fost bine și-a fost rău.